la 19 ianuarie 1991, din inițiativa profesorului universitar dr. Aurelian Ghebondrea, ia ființă în București Fundația România de Mâine, instituție de cultură, știință și învățământ autonomă fără scopuri politice sau patrimoniale, al cărei președinte a fost ales de Adunarea Generală Constitutivă a membrilor fondatori, prin sentința civilă numărul 109 din 12 februarie 1991, judecătoria sectorului 1 București admite cererea de înscriere a Fundației România de Mâine în registrul asociațiilor și fundațiilor, prin aceasta devenind persoană juridică de drept privat, în conformitate cu prevederile articolului 7 din statutul Fundației România de Mâine, aprobat de Adunarea Generală Constitutivă, scopul și obiectivele propuse se realizează prin instituțiile sale de profil, care organizează și desfășoară în condițiile legii activități de învățământ, știință și cultură.